Am dureri toracale și am înțeles că ar putea fi nevralgie intercostală. Ce pot face? E bine, în primul rând avem nevoie de un diagnostic de certitudine și pentru asta putem avea parte de o consultație în baza căreia să putem să avem o serie întreagă de teste funcționale care pot să ne ofere indicii că vom avea un fenomen compresiv la nivel toracal care iradiază, căci asta înseamnă de fapt nevralgie, o inflamație a nervilor intercostali. De cele mai multe ori poate fi vorba chiar de o hernie de disc care produce această inflamație, însă mult mai frecvent se poate întâmpla printr-o perturbare a musculaturii intercostale. În una din cele 5 zile ale provocării Restartix Live la care te invit să te înscrii și tu, voi explica în extens cum poți combate fenomenul de nevralgie intercostală prin exerciții medicale. Înregistrarea la eveniment este gratuită și, bineînțeles, tot acolo vom avea și o sesiune de Q&A în care te aștept să fii alături de noi și să discutăm în extens despre rolul kinetoterapiei în nevralgie intercostală.